Lectura asupra căreia ne vom concentra cu această ocazie poartă titlul Ucenicul Creativ și este un articol pe care l-a scris fratele Emil Jigău, trezorier al Uniunii Române de Conferințe. Iubiții mei, este un articol tulburător de frumos, de binecuvântat și de bogat. Ce să mărturisesc, dacă nu vor fi altele și mai mult decât atât, acesta mi se pare a fi cel mai înaintat dintre toate. Adică, prin faptul că este foarte actual. Aș dori să încep prin a preciza faptul că a deveni creativ sau a fi creativ nu este opțional, ci este o problemă de viață și de moarte. Cine refuză să fie creativ, cine refuză să dezvolte ce a fost dat, cine refuză să adapteze, cine refuză să pună în valoare aceste lucruri, omul acela se condamnă pe sine la o moarte sigură la un sfârșit cumplit. De altfel vom întâlni acest lucru pe parcursul prezentării noastre. Fac un mic rezumat al acestei predări, ucenicul creativ a fratelui Emil Gigău, pentru a veni în întâmpinarea celor care nu pot să participe, dar care pot să vadă un mic video. Și am consemnat câteva din, din lucrurile care mi-au impresionat sufletul la fiecare pas, de fapt, când am citit, fiecare frază e așa de încărcată de conținut. Așadar, a fi creativ, a pune în valoare, este o lege a vieții. Este, este odată cu viața ei creat lucrul acesta. Urmăriți în natură. Pui în pământ o sămânță și din sămânța aceea iese o plantă care are o mii de semințe. Imaginați-vă, cineva știți, s-a întrebat că ce este într-o ghindă, și unul a spus un stejar, iar un altul a spus nu, este o infinitate de păduri, nu se sfârșește niciodată într-o singură ghindă. Aceasta, acesta este lucru care se aplică la toate principiile spirituale, dar în mod special la conceptele, învățăturile, lumina pe care am primit-o noi ca dar de început. Așadar, a rămâne neschimbat, a rezista, îmbracă această mască a credincioșii și unii oameni o numesc statornicie. În primul rând, ea este o cumplită prostie, este o formă brutală de ignoranță a cuiva, a refuza schimbarea. el rămâne pe, pe, același, pe același loc lucrurile s-au schimbat de mult, dar el continuă. A refuza să ții pasul cu timpul. Aceasta nu este altceva decât un fel de, a crea un fel de moaște și a te închina la ele. Nu are rost să vorbim de mii și mii de oameni care merg și se rută niște oase pe anumite moaște. Nu are rost să vorbim de acești oameni, că ei sunt mai puțin vinovați decât cei care au primit niște adevăruri duhovnice și le-au făcut moaște și continuă să se închine la ele. Nu are rost să vorbim despre cei care practică în vremea noastră sau din totdeauna practica cultul morților, atâta timp cât noi nu avem nimic viu, totul este mort și provine de la cei morți. Știți expresia aceea hazlie, dar tragică în același timp, tragicomică a lui Caragiale, să se schimbe tot, dar să nu se modifice nimic. Această tragică situație duce la un sfârșit atât de nedorit. Mântuitorul nostru a lăsat un, un capăt deschis lucrării lui Sfinte. El nu a spus niciodată, de la mine încolo nu se mai întâmplă absolut nimic decât ce a fost în vremea mea. Din potrivă, Mântuitorul Fiului Dumnezeu nu a monopolizat și nu a confiscat istoria, ci a lăsat istoria deschisă, în Ioan 14 cu 12. Adevărat, vă spun că acela care crede în mine va face și el lucrurile pe care le fac eu. Wow! e mai mult decât atât, ba încă vă spun, va face altele și mai mari decât acestea, pentru că eu mă duc la tatăl. Deci punem o sămânță și din ea iese o plantă care va face lucruri și mai mari decât sămânța din care a provenit ea. Va produce mii de semințe și vor, fi, vor cultiva pământul. Au fost cazuri dramatice în istorie. Polonia, spre exemplu, armata poloneză a refuzat orice fel de schimbare și așa se face că la invazia nazistă, care era mecanizată și cu aviație și cu toate astea, ei au venit cu cai. Au refuzat schimbarea, au refuzat să țină pas cu timpul, la fel japonezii. După ce au suferit cumplitele înfrângeri prin care au trecut, regele Japoniei a spus, zice, noi ne-am concentrat asupra unor lucruri care nu au avut relevanță. Într-adevăr, gesturile lor cu săbile lor, cu vechile -ă, maniere, lucruri foarte frumoase, dar sunt piese de muzeu. Acum în lume se lucrează altceva, se construiește altceva. Problema este că avem astfel de atitudine printre noi. Sunt printre noi slujitori ai lui Dumnezeu care rezistă oricărui fel de schimbare și care vor să apară în fața oamenilor ca fiind cei credincioși, cei statornici, cei care stau la principii. Am fost confruntat de un astfel de domn și l-am întrebat dinsume, a spus că voi va sta cu sângele la principii și am spus ce este acela un principiu? Nu știe, dar el stă la ele. Elvețienii au luat o lecție foarte, foarte usturătoare când au refuzat. Să, devine, să fie creativi. Au continuat să construiască aceste uh, extraordinare ceasuri elvețiene. Ele au într-adevăr locul și rolul lor în lume unic și nemaipomenit. Dar piața lumii a fost cucerită de ceasul electronic și astăzi pe toată planeta Pământie au rămas doar cu o mică fracțiune din industria aceasta pentru că au refuzat schimbarea, au refuzat creativitatea, au refuzat dezvoltarea. Mântuitorul prezintă acest lucru și aceasta este ideea centrală a temei noastre asupra, pe care o învățăm cu această ocazie. Mântuitorul prezintă aceasta în pilda talanților. El încredințează uh, talanți oamenilor, cum ne-a încredințat și nouă, și mie, și ție, și la fiecare. Uh, ideea, însă, de urmărit, nu este cu privire la... Talanți, cât, cui, când, cum, ci cu privire la cele două clase de ucenici care se găsesc astăzi în biserică. Este vorba de ucenicul creativ, este vorba de uh, ucenicul acela care luptă și care judecați voi și gândiți voi și știe ce are de făcut Israel într-o vreme ca aceasta, e altă vreme față de cea de ieri. Acesta este ucenicul creativ. El a primit învățătura, a primit lumina și omul acesta a pus-o în valoare, asemenea celui cu talanții, în contrast cu ucel viclean și leneș care se dă drept statornic, care păstrează neatins într-un ștergar învățătura, neatinsă, care o pune într-o groapă sfântă în pământ acolo, până când o predă înapoi așa cum a primit-o, fără să fi atins-o cu nimic. Iubiții mei, încredințarea darurilor, a luminii spirituale, încredințarea aceasta care ne este, pe care Dumnezeu ne-o acordă, ne încredințează aceste lucruri, este avuția lui Dumnezeu, dar ne așează în fața unei probleme destul de serioase. Niciodată nu ne-a fost încredințată lumina ca să o păstrăm așa cum este, ci ne-a fost încredințată ca să o punem în valoare, să o dezvoltăm mai mult, să o creștem, foarte mult și să o predăm generației care vine după noi, într-o formă mult mai înaltă, la vesti o lege mare și minunată, dar legea nu se știe care e. Păi, da, dar când a fost vestită de Isus, care a făcut din viața lui lege, El este legea vie, atunci a devenit cu totul altceva. Nu este suficient să primești un dar de la Dumnezeu sau un talent. Este un privilegiu acesta, dar este o lucrare care, nu, care de-abia începe. De acolo încolo, El este, tu ești chemat și cu mine să, devenim creativi. Formatul slujbei de la biserică, uu, nu vă atingeți, am cerut cu ocazie să mutăm studiul biblic de la ora 10.30 30 la 11 și să îl dezbatem cu un public care venise interesat pentru tema aceea acolo. Nu, nu se poate așa ceva. Au sărit niște frați, au îngălbenit sărmanii de frică să nu mutăm de la 9.30. 30, vai de asta, asta e ora, nu se poate să mușcoara de sabat la 11, vai ce nenorocire a fi aceasta. Eram la țară, nu eram legați de Multe probleme. Oamenii au venit, dar n-au avut parte să asculte tema aceea pe care noi o studiasem deja la școala de sâmbătă. E cineva care. Oamenii care se închină la formă. Nici nu, nu știu ce conține, dar se închină la formă. Sfârșitul acestor oameni este condamnarea, este întunericul de afară robul acela lene și viclean care se dedea drept statornic, credincios, care stă la principii, păstrează, era de fapt un viclean și un leneș. Omul acela este condamnat la întunericul de afară. Afară sunt oamenii aceștia și observați că el este dat în întuneric, nu acesta nu este un desfrânat, este un hot sau unul. este unul care a refuzat schimbarea, a refuzat să crească, a refuzat să înainteze, a refuzat să se apropie de Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu ne arată că, în pilda aceasta a Domnului Isus Hristos, că partea a doua este cea care pune în valoare darul lui Dumnezeu. Doamne, mi-ai dat un talent și am câștigat cu el alți cinci talanți. Ceea ce observăm este că prima noastră în chemare, prima noastră datorie față de ceea ce avem, nu este păstrarea, ci dezvoltarea. Dacă cineva v-ar întrebați, observa vreo formă de dezvoltare a vieții spirituale din adunarea voastră, ați văzut o creștere în înțelegerea Scripturii, în înțelegerea diferitelor învățături, ați observat o mișcare, răspunsul poate fi diferit de, în funcție de perspectiva aceea pe care o avem fiecare dintre noi. Cel care nu, ni se dă un citat foarte frumos, cel care nu sporește zilnic capacitatea și utilitatea sa în folosul altora, nu împlinește scopul, rațiunea de a fi a vieții această rațiune de a fi este punerea în valoare, este creștere, este multiplicarea. Creșteți, emulțiți-vă. Ceea ce v-a fost dat să fie transformat în ceea ce poate să devină o binecuvântare pentru lumea întreagă. Aș vrea să dau un mic citat din, din lectura noastră. Dogma nu ți se dă ca o doctrină oarecare, ca un bloc înghețat de sentințe definitive care trebuie executate somnambulic. Nu, frate, așa este, așa scrie, așa. Cu Și din nefericire, astfel de oameni a ajuns conducători pe mase mari de oameni. Mă rog, la Dumnezeu ca oamenii să nu cumpere o astfel de atitudine. Nu, învățătura nu ne-a fost dată pentru așa ceva, ca oamenii să devină închinători, să facă din o, dintr-o doctrină un idol, cum ar fi unul de lemn sau de piatră. Este într-adevăr un risc. Este într-adevăr un efort, o tensiune extraordinară să iei adevărul care ți-a fost dat și să-l cultivi. E posibil să-l pierzi. E risc, vreau să spun, dar ce se poate face fără risc? Riscul este tocmai la temelia creșterii credinței noastre. Cu cât riscul e mai mare, cu atât ne încredem în Dumnezeu și împlinim lucrarea aceasta. Acum, să zicem că. Chiar se menționează aici în articolul Unul dintre cei care au investit talanții Și au crescut oamenii Riscul era să-i pierdă cu totul Și ce-ar fi zis stăpânul? mă sigur stăpânul ar fi apreciat Intenția acestui inițiativa acestui Dar nu se întâmplă așa Noi discutăm o situație teoretică Un om care lucrează împreună cu Dumnezeu Nu ajunge într-o astfel de situație Iar dacă ajunge într-o astfel de situație Ea este o binecuvântare deghizată ea era necesară. În timp ce am pierdut talanții aceia, a crescut smerenia, a crescut credincioșia, a crescut încrederea în Dumnezeu. Alte valori au luat locul a ceea ce s-a pierdut. S-a pierdut ceva vremelnic, cum îi scrie Pavel lui Filimon, s-a pierdut ceva vremelnic uh, pentru a fi înlocuit cu ceva veșnic. Uh, niciodată nu vom atinge o țintă mai înaltă decât aceea pe care o așezăm înaintea ochilor noștri și care este creșterea a ceea ce ne-a fost dat poetul Văcărescu spunea, las vă o moștenire, creșterea limbei românești. Adică, de asemenea, lucrul acesta este aplicabil la credință, las vă o moștenire, creșterea celor duhovnicești, înțelegerea profundă, adâncă, înțelegerea pătrunzătoare, adevărului plin de putere care convinge, las vă o moștenire acest lucru. Nu e cazul să discutăm de cantități, că a primit unul cinci, că a primit altul unul. Cel ce dă darurile știe ce face. Este important este și niciodată el nu a întrebat de mult sau puțin, ci a întrebat ce atitudine, ce ai făcut tu cu ceea ce ți-am dat. Uite, ele înapoi neatinse, le-am păzit, le-am ținut neatinse și Domnul i-a spus, zice, singur te-ai condamnat prin cuvintele tale. Cel care cu umilință începe cu puține cunoștințe și spune și altora puținul pe care îl știe, în timp ce caută cu sârguință să cunoască mai mult, acela va constata că întreaga comoară a cerului este la dispoziție. Este un citat frumos de tot. Deci cu puțin. O, și așa nu știu prea mult, și așa nu. Ei sunt oameni ăștia care, nu, cu puținul pe care l-ai Păi, da, tu de ce te duci la templu? Că tu ai decât două parale. Ce să faci tu cu doi din aia? Doi, bănuți, n-a nicio importanță. Doi bănuți aceștia, nu sunt evaluați funcție de vederile lumii, ci de vederile lui Isus. El a văzut în acești doi bănuți darul cel mai mare, i-a dat cel mai mult. Și știa de ce vorbește așa, pentru că în istorie și în timp râuri de dăruire au curs pe fața pământului datorită exemplului ei. Prin urmare, ea a semănat două mici semințe și din ele au ieșit și continuă să rădească până în ziua de astăzi. Dacă ați observat în apărarea acestui viclean, umbra cade asupra lui Dumnezeu, ești stăpân aspru, secer de unde n-ai semănat, vântul de unde n-ai uh, secerat și așa îl acuză el pe Dumnezeu voalat. Acesta este, de fapt, scenariul satanic pe care îl întâlnim și în Eden. Tot Dumnezeu îi devine șarpele pe care l-ai făcut tu. A privi lucrul acesta superficial ne face să pierdem ocazii mari. Nu este important, un lucru nu este atât de important în ceea ce conține și cât conține, cât în ceea ce poate, în potențialul lui. Este uimitor. Ucenicul în Anania vedea în Pavel un persecutor, un prigonitor, Iisus privea la potențialul lui. Știți ce poate omul? Prin el Dumnezeu va vesti Evanghelia împăraților și totul celor ce erau acolo în lumea noastră. Aș vrea să încheiem meditația noastră cu suprema înmulțire, cu suprema multiplicare, creștere inimaginabilă. Iisus este numit sămânța în femei. Noi, ni se spune, sunteți născuți dintr-o sămânță care nu poate putrezi. De asemenea, ni se spune că dacă sămânța nu moare, nu poate să aducă rod. El este sămânța aceasta care, prin crucea lui, a acoperit planeta noastră cu lumină, o mare lumină a răsărit peste lumea în care trăim. Lumea aceasta n-ar mai fi fost de fel. Dacă într-o zi, Isus nu și-ar fi dăruit viața lui pentru viața lumii. Sămânța care refuză să moară rămâne singură. Adică, cea care nu transformă viața și ființa și darul lui Dumnezeu în ceea ce poate fi transformat. Cartea Apocalipsei menționează această mare gloată pe care nu poate să o numere nimeni, din orice neam, orice limbă, orice seminție, orice norod. Acesta este, a, a, acest lucru a ieșit din sămânța aceea singură, care a crescut ca un lăstar uscat, care, ca un lăstar care este dintr-un pământ uscat și care nu avea frumusețe și nici strălucire, dar o sămânță care nu poate putrezi și a cărei viață a schimbat viața lumii și viața noastră, nu numai astăzi, acum și aici, ci pentru totdeauna. Îți mulțumim din suflet, Doamne! Și te rugăm să faci ca ființa noastră să fie mișcată de puterea ta, prin care tu ai pus în valoare viața ta, Doamne. Îți mulțumim pentru sămânța adevărului și a vieții tale, care astăzi rodește miliarde de vieți pe pământul acesta. Ajută-ne și pe noi, Doamne, în colțul nostru de viață și de lucrare, să trăim această experiență împreună. Dă-ne putere să mergem la pas cu viața și cu timpul în care trăim. Dă-ne puterea să fim oamenii vremii și locului. Ajută-ne, Doamne, ca prin noi, cei din jur, să te cunoască pe tine singurul Dumnezeu adevărat și pe Isus pe care l-ai trimis tu. i mean